Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună nuci umplute și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru aluat vom avea nevoie de 250 de grame de unt moale, 600 de grame de făină, 4 ouă, 10 grame de praf de copt, 4 linguri de zahăr pudră și un praf de sare. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 200 de grame de biscuiți, 200 de grame de nucă, 300 de ml de lapte, o esență de rom, 100 de grame de ciocolată topită, 70 de grame de zahăr pudră și 20 de grame de cacao. În primul rând vom amesteca untul cu zahărul pudră, așa că voi pune untul în bolul unui mixer. Untul este foarte moale. Peste el voi pune zahărul pudră și voi mixa ușor pentru 2-3 minute. Când zahărul și untul s-au amestecat bine, vom adăuga ouăle, unul câte unul. Voi curăța pereții vasului. Voi adăuga și sarea. Și mai mixez totul pentru încă 2 minute. Micșorez viteza și amestec praful de copt cu făina. Apoi voi pune câte o lingură din făină peste amestecul făcut mai devreme. Oprim mixerul și adăugăm și restul de făină. Și mixăm în continuare. Până vom obține un aluat omogen. Bineînțeles că îl puteți mixa și cu mâna. Aluatul este gata. Voi scoate acum bolul din mixer și vom reveni. Am scos aluatul din bol pentru a-l frământa puțin. Asta pentru a deveni cât mai omogen posibil. Cam așa va arăta. Va fi o compoziție moale și nelipicioasă. Ceva de genul acesta. Vom face acum biluțe din acest aluat. Voi rupe din el câte puțin. Și vom face biluțe de 5 grame. Le dăm o formă rotundă. Și vom continua până ce vom forma toate biluțe. Pentru a coace nucile, am aici o formă pentru nuci pe care am încălzit-o foarte bine și pe care o voi deschide. O voi unge cu foarte puțin ulei. Asta doar prima dată, pentru că apoi nu va mai fi nevoie. Aceste biluțe au foarte mult unt în compoziție. Apoi voi pune câte o biluță de aluat în fiecare adâncitură. Voi închide forma și voi coace biluțele cam pentru 2 minute, întorcându-le destul de des. La 20-30 de secunde le întoarcem. După 2-3 minute, cam așa vor arăta. Trebuie să fie ușor rumene deasupra. Le voi lua acum și le voi pune ușor pe un tocător. Am terminat de copt toate cojile, cam așa vor arăta. Eu am obținut cam 170 de bucăți, dar depinde acum și de mărimea formei voastre. Pentru a obține o formă mai frumoasă a cojilor, vom lua una și o vom curăța de jur împrejur. Curățăm ușor marginile exterioare pentru a elimina surplusul de aluat.
se curăță foarte ușor din momentul în care cojile s-au răcit. Și în acest fel am obținut o coajă de nucă perfectă, numai bună pentru a fi umplută. După ce am curățat cojile, ne vom ocupa de cremă și voi începe cu biscuiții pe care îi voi pune într-un robot. Îi rup puțin. Puteți folosi biscuiți populari, cum am eu, sau puteți folosi biscuiți petit beurre sau orice altfel de biscuiți cu vanilie. Și mixăm bine biscuiții cât să obținem o pudră fină. Punem biscuiții într-un bol și continuăm să mărunțim până îi vom termina pe toți. Peste ultima tranșă de biscuiți vom adăuga resturile cojilor și vom mixa tot cât să obținem o pudră fină. La sfârșit adăugăm nuca pe care am prăjit-o puțin în cuptor și pe care o vom măcina la fel de fin. Cât să obținem o pudră cât mai fină. Peste nucă și biscuiți vom adăuga cacaoa, zahărul pudră și vom amesteca. Vom adăuga și ciocolata topită. Eu am ales să folosesc ciocolată cu lapte, dar puteți folosi și ciocolata amăruie. Amestec și ciocolata cât se poate. Și adaug din laptele fierbinte câte puțin, amestecând cât să obțin o cremă. Cam așa trebuie să arate crema. Ceva de genul acesta. O vom aromatiza cu esență de rom, dar puteți pune și de vanilie dacă nu vă place de rom. Sau se poate chiar omite. Însă esența de rom merge foarte bine în această rețetă. Crema este gata, așa că putem umple nucile. Pentru a umple nucile, voi lua puțină cremă, iau o jumătate de nucă și în ea voi pune crema. Cam așa. Umplem și cea de-a doua jumătate. Iau apoi cele două jumătăți și le lipesc una de cealaltă. Curățăm ușor cu degetul și excesul de cremă și cam așa va arăta nuca umplută. Vom mai umple încă o nucă, luăm puțină umplutură, luăm o jumătate de nucă, umplem și cea de-a doua jumătate. Apoi le asamblăm cât să obținem o nucă întreagă. Ștergem excesul ușor și cam așa va arăta nuca. Continuăm în acest fel până vom umple toate nucile. Nucile umplute sunt gata, cam așa vor arăta. Se pot servi simple sau pudrate cu zahăr
sunt ușor de făcut, extrem de gustoase, iar înainte de a le servi este bine să așteptați cel puțin 12 ore. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!